În sfârșit pot spune că vremea va fi apropiată de normal sub aspect termic, chiar ușor mai caldă în regiunile sudice, dar și mai rece în partea de nord-est. Ziua cerul va fi temporar noros și local în nord și centru, pe arii restrânse, în nord-est și sud și izolat în rest vor fi mai ales ploi slabe cantitativ, iar în zona montană precipitații mixte. În regiunile sudice, ploile vor avea și caracter de aversă și se pot semnala descărcări electrice. Mergem în Maramureș, unde vom avea vreme variată, cu soare în prima parte a zilei și ploi în cea de-a doua parte. Astfel, maximele vor atinge undeva la 12 grade în Baia Mare și Sighetul Marmației și 13 grade în Satu Mare. Pentru Crișana, meteorologii anunță cer variabil și temperaturi ce vor urca până la 12 grade în Oradea și 14 grade în Arad. În Banat, cerul va fi mai mult noros, soarele arătându-se trecător doar prin vestul regiunii. La prânz, termometrele vor indica 13 grade în Reșița și 14 grade în Timișoara. Ultima zi a săptămânii vine în Oltenia cu soare și temperaturi ridicate. Maxima zilei se va situa în jurul valorii de 18 grade în Craiova, Slatina, Târgu Jiu și Drobeta, Turnu Severin. În Transilvania vom avea vreme variată cu raze de soare în prima parte a zilei și precipitații spre amiază și seara. Maximele termice vor atinge 10 grade în Miercurea Ciuc, 12 grade în Brașov, Cluj-Napoca și Zalău, 14-15 grade în Alba Iulia și în Deva. În Moldova se anunță și soare, dar și perioade în care va ploua slab. În nordul regiunii, temperaturile maxime nu vor depăși 6 până la 8 grade. În restul regiunii, valorile termice vor urca până la 6 grade în Suceava, 8 grade în Botoșani, 16 grade în Iași, 17 grade în Vaslui, 20 de grade în Focșani. Pentru Dobrogea, vremea ne-a rezervat un cer variabil, vânt slab și posibile ploi în partea de nord. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 12 grade în Sulina și 17 grade în Cernavodă. În Muntenia, ziua debutează cu soare generos, dar pe parcurs se vor aduna nori și sunt așteptate ploi însoțite de fenomene electrice. Mercurul din termometre va urca astăzi până la 16 grade în Târgoviște, 17 grade în Ploiești, în Buzău și în Alexandria, 18 grade în Călăraș și în Slobozia și 19 grade în Giurgiu. În capitală vom avea soare în prima parte a zilei, dar spre seară se anunță ploi însoțite de tunete și fulgere. La prânz vom avea în termometre undeva la 18 grade. Mâine vom avea o zi asemănătoare, se va arăta și soarele, dar vor fi și ceva ploi. Maxima zilei se va situa în jurul valorii de 14 grade. Marți va ploua, dar vor fi și momente însorite. Temperatura maximă nu va depăși așadar 12 grade. Pentru începutul de săptămână vă pot spune că vremea va fi ușor mai caldă, local prin regiunile sud-vestice. Vor mai fi și ceva norări în nordul, centrul și estul țării, dar ne apropiem ușor-ușor de primăvară. Cam acestea au fost informațiile despre vreme la final de săptămână. Să aveți o zi excelentă!